am discutat cu fata respectivului om și mi-a spus că l-a găsit decedat fata în jos, nu pe torent de apă, nu pe... Probabil o fi avut, eu știu, ori a fost înădușit de apă, cu fost, s-au dat undeva în jur de 50-60 de litri pe metru pătrat într-un termen foarte scurt de 15-20 de puncte. Deci până el s-a înădușit sau ceva s-a întâmplat pe el. Deci nu a fost găsit pe un curs de apă și nici nu a fost luat de viitor. Ce vârstă are domnul respectiv avea? 46 de ani. Este singura situație din zona dumneavoastră? Singura situație. Bine, am avut probleme cu apa, am avut probleme, au intrat în unele gospodării prin Oțeleni, unde avem un torent numit Torentul Tiganii, unde a revărsat undeva la descărcarea în ea, nu mai făcut față râul, nu mai preluat și au ieșit din mască, au intrat în câteva gospodării, avem câteva gospodării mălite mai pe românești, așa, dar facem față, vedem. Ne-am organizat cu serviciul voluntar de situații de urgență, ajutăm oamenii, că putem drumurile pietruite au fost măturate la propriu. Nimeni nu s-a așteptat o cantitate atât de mare de apă într-un termen foarte scurt și văd că din nou plouă.